Bine v-am regăsit la o nouă ediție a programului Să cântăm împreună. Sunt Claudiu și împreună cu Luiza ne dorim să aducem și astăzi pace și speranță în inimile dumneavoastră. Pentru astăzi am pregătit o ediție specială a programului nostru, tema fiind Învierea lui Isus. O mare parte din creștini serbează zilele acestea Paștele, dar dincolo de cadouri și de o masă îmbelșugată, aș vrea să regăsim astăzi adevărata semnificație a Paștelui, și anume moartea și învierea lui Isus. Învierea Mântuitorului Isus să fie în inimile dumneavoastră, iar lumina și credința care vin de la Dumnezeu să vă însoțească în fiecare clipă. În continuare, o invit pe Luiza să interpreteze melodiile La umbra crucii tale, Rugăciune, iar împreună vă invit să cântăm melodia Atâta har. Căci numai Tu
și tale, aș spune tuturor de ce să sun.
În continuare, vă invit să urmăriți videoclipul melodiei La Golgota. Este o melodie nouă compusă de Cornel Matei. Atât versurile cât și melodia ne duc cu gândul la jertfa lui Iisus pe cruce și la iubirea pe care Dumnezeu o are față de noi, pentru că a dat pe singurul Său Fiu ca noi să putem trăi. După acest videoclip, vă invit să urmăriți melodiile N-am să uit, O lume vinovată, Via Dolorosa, iar împreună vă invit să cântăm melodia Nu este munte prea înalt. Audiție plăcută! Thank you.
tău de împărat, când de om ai fost condamnat, n-am să aud când soldații te-au lovit, te-au scuipat și te-au pălmuit.
disprețuit de oameni, la moarte condamnat și asuprit de preot, sculit și alungat. N-avea nici frumusețe, nici străluciri să atragă privirile mulțimii ce îl pacioreau. A luat chip de om, ce mult s-a smerit, ales de bunăvoie să moară, căci neiubit a fost miluit de jertfă. Ce lumii neiubit și lepădat,
sub crucea grea în locul meu. El a fost crucificat și-n palma sa iertarea mi-a săpat. Iată, ce durere Fiul Slavei răstignit, pentru mine e lovit, e umilit. Și în sângele vărsat prin jertfa sa, nesfârșită voi cânta, vom cânta. Scrise într-o carte, spuse din neamuri în neamuri, strânse în inimi și în cuget, ca seva în ramuri. Cuvintele strigă, urcă istoria toată. Nu știu ce fac, iartă-i tu, bunule tată. Față în față, oștile-s gata de luptă, viața și moartea, Iisus și Satan se înfruntă. Unul cu dragostea, jertfa și gândul dreptății, altul cu ura, minciuna și tremurul morții. Oamenii toți judecă prințul luminii. Prințul luminii primește și ura și spinii. Abia se aude murmurul rece de gloată. Nu știu ce fac, iartă-i tu, bunule tată. Gloata iar strigă, sângele curge și roaie, prețul plătit, inima încă n-o-n moaie. Jertfa-i prea mare? Omul-i prea mic să înțeleagă? Niciun mister, omul e pus să aleagă. Și alege moartea. Care-i rostul gândirii? Cine îl pune când știe dezastrele firii? Cine va ști când timpul va trece odată cu tot, cu cuvintele? Iartă-i tu, bunule tată. Din gloata păcatului astăzi un om se
se desprinde. Ruga fierbinte, inima întreagă-i aprinde. A auzit vocea spre ceruri purtată. Nu știe ce face, iartă-l tu, bunule tată. Și vine acum, astăzi, când încă se iartă, omul acela, tu, Doamne, primește-l pe tată. Îl văd cum dorește să scape de el și de rău, primește-l tu, Doamne, căci omul acela sunt eu. Amin. Este munte prea-nalt să nu-l topoare. Nu e problema mai grea să nu măsoare. Nu e încercare sub stea să nu topească. Nu știu durere de-ar fi să nu topiască. Dacă umerii săi au purtat povara lumii, el poate lua chiar acum povara mea. Dacă umerii săi au purtat este drum prea înalt să nu mă urce. Nu-i suferință prea grea decât pe cruce. Nu-s frământări prea adânci să nu le atingă. Nu e furtună prea rea stingă. Dacă umerii săi au purtat povara lumii, el poate lua chiar acum povara mea. Dacă umerii săi au purtat povara lumii, el poate în urmă cu 3 luni am demarat un proiect, înființarea unui quartet mixt,
așa că Luiza, împreună cu Delia Vlad, Elisei Pătrășcanu și Damian Vlad, au început repetițiile în cadrul proiectului Advent Quartet. În luna martie planificasem filmările pentru primul videoclip al quartetului, însă nu am mai putut avea loc datorită crizei prin care trecem. Totuși, dorim să împărtășim cu dumneavoastră una dintre melodiile interpretate de Advent Quartet, Când pe nori el va veni. După vizionarea acestui videoclip, Luiza va interpreta melodiile Așteptător, Iisus a înviat și El a înviat. Audiție plăcută! Ceasul vremii se grăbește și aleargă spre sfârșit.
sfârșit. Dor de cer în inim crește, toți privind spre răsărit. Îngeri zboară peste zare, către lume se grăbesc. Într-o ultimă strigare, ceas de har ceresc. Peste timpul așteptării, doar puțină mai rămas, până în clipa revederii, în curând acasă. Hai și tu să fim așteptători, să purtăm lumină până-n zori, pentru ce? Se strâng, inimi suferă în tăcere și speranțele se frâng. Cine poate să aline dorul care ne-a cuprins? Cine poate să însenine cerul nopții necuprins? Printre nori curând se arată Domnul nostru prea iubit. Veșnicia ne așteaptă, noaptea s-a sfârșit. Hai și tu să fim așteptători, să purtăm lumina până în zori, către cer călător. Timpul lumii spre apus, strigă-te de bucurie, se întoarce iar Iisus. Ceasul vremii se grăbește și aleargă spre sfârșit. Dor de cer în inim crește, noaptea s-a sfârșit. Sfânt din veșnicii, gata sunt să mă
Fiul Tatălui din cer și-a murit pe cruce la Calvar. Între doi tâlhari l-au pus, răstignit pe lemn Iisus, s-a jertfit să ne aducă viață-n dar. În mormânt l-au îngropat, dar Iisus a înviat. Moldul morții l-a înfrânt la Golgota. S-a înălțat apoi la cer, El e Regele etern și domnește acum la dreapta cu draghi l-au primit.
noapte zboară vestea. Iisus a înviat, în palmele-i străpunse, în viață dar ne-a dat, ne-a dat Iisus. Mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi. Vă dorim o săptămână plină de pace, plină de speranță și vă dăm întâlnire sâmbăta viitoare de la ora 18. Dumnezeu cu noi, până ne vedem! Trăim într-o lume din ce în ce mai agitată, în care panica este la ordinea zilei. Nesiguranța se amplifică și omenirea este cuprinsă de frică. Avem din ce în ce mai multă nevoie de Dumnezeu. Este timpul să ne plecăm pe genunchi și să ne rugăm. În aceste zile avem nevoie mai mult decât oricând de credință. Este timpul să cântăm. Lasă deoparte grijile și frica și fii liber în Dumnezeu. Este timpul să lași toate îngrijorările în mâna lui Dumnezeu.